Înainte de a vorbi și a comenta împreună cu Dana despre acel moment și despre un om drag ei care și-a pierdut viața, hai să fac o mică introducere despre omul care a fost coleg de bancă cu Dana. Citesc din blogul soției lui. Fostul meu soț a murit vineri în clubul colectiv. Am aflat la câteva ore după ce mi-am vărsat amarul într-un articol. Era lângă scenă urmărind concertul prietenului său Vlad, chitaristul, care și el a murit. Mi s-a spus că s-a intoxicat cu fum și că la morgă părea să doarmă liniștit. Nu știu dacă a fost o moarte ușoară sau grea, dacă s-a zbătut să se salveze sau a murit rapid, înalt cum era, sub plafonul în flăcări. Mi-e greu să mi-l imaginez împingându-i pe alții sau călcând peste ei, într-o încercare disperată de a ieși din club. Pur și simplu, nu era capabil să facă rău cuiva, nici măcar să deranjeze. Și cred că asta i-a adus moartea. Avea 45 de ani. Ioan Tripa, zis Cookie, de profesie arhitect. Cum spunea și soția, a lăsat în urmă construcții care ne vor supraviețui probabil tuturor răspândite pe mai multe continente. Și a murit ucis de acea conjurație a, doamna folosește un cuvânt dur, a imbecililor care nu vor lăsa nimic în urma lor. Poate doar cenușă, adio Cookie. Practic, tu ai fost colegă de bancă cu acest om și sunt convins că în momentul în care ai aflat că omul acesta a fost, viața lui a fost curmată în acea conjunctură îngrozitoare, a fost un moment de maximă emoție și tristețe pentru tine. Da, așa este. În momentul în care au început să apară numele victimelor, eu nu mai mi-aduceam aminte de numele lui Ioan Tripa, pentru că atunci când am fost colegi chiar și de bancă, eram în clasa a întâia și a doua și eram mici, aveam 6 respectiv 7 ani și din start noi îl știam de Cookie. Cam la o zi jumate am primit un mesaj pe Facebook de la o fostă colegă de clasă spunându-mi, Dana, știu că n-am vorbit de aproape foarte mulți ani, 40 sau 38 de ani, dar Cookie este printre victimele de la colectiv. Deci în momentul ăla mi s-a ridicat părul de pe mână, adică efectiv am avut așa un șoc, pentru că în momentul în care te uiți la televizor și vezi în fiecare zi tragedii, da? Iată ce se întâmplă și acum și cu COVID-ul, auzi că sunt o grămadă de oameni care mor pe capete și e o tragedie în fiecare sau zi. Sau iată câte incendii au fost în ultimul an. Sigur, la spitale, exact. Și așa mai departe. Absolut, exact. Empatizezi, ești acolo cu oamenii, dar știi, ai și instinctul ăsta de, cum să zic, de supraviețuire în tine. Omului, până nu-i se întâmplă lui sau celui apropiat, ok, nu are șocul atât de mare, poate, știi? Dar în momentul în care am aflat că dragul meu prieten și coleg, Cookie, de care eram, sincer spun, îndrăgostită, deci a fost, cred că, primul băiat de care m-am îndrăgostit, deci a fost așa un șoc teribil și când am văzut poza după atâția ani, am zis, da, ăsta e Cookie al nostru, Cookie al meu, știi? Băiatul acela care, odată ce zâmbea, era foarte timid, era un băiat docil, un băiat foarte manierat, măi, și atunci când îți zâmbea, îți făcea ziua frumoasă. Și să știi că nu zâmbea așa la oricine, deci în momentul în care zâmbea ție, știai că ești special pentru el. Și a fost colegul meu. Țin minte că, uite, am găsit până la urmă, da, niște poze alb-negru cu avem niște noi. Avem poze foarte frumoase în ziua în care Dana am fost făcuți pionieri. Ce drăguț! Noi mergeam împreună la școala numărul 11, cea de pe șoseaua Chiselef, într-o casă superbă. Este și acum lângă Muzeul Țăranului Român. Da, da, da. Și acolo școala am fost făcuți pionieri. Iar după ce am primit cravata de pionier, am plecat cu toții și cu tovarășa învățătoare, da, doamna Fluierașu, am plecat în parc ca să facem acele poze de grup. Și este și el acolo în acele poze și m-am bucurat foarte tare că am păstrat aceste poze și că am reușit să-l aduc, iată, aici în platou pentru voi. Așa pentru că este. Mi se pare că trebuie să rămână o amintire vie a ceea ce a fost Cookie și a reprezentat pentru toți oamenii din viața lui. Pentru că efectiv a adus o energie foarte frumoasă tuturor celor care l-au cunoscut și îmi pare atât de rău pentru el, pentru familia lui. Știu că am citit acum că și mama lui a decedat anul trecut, familie de arhitecți.
amintirea lor trebuie să rămână vie pentru noi. Clipele frumoase petrecute împreună, dar și tristețea acestei tragedii care s-a întâmplat și pentru care, iată, nici măcar astăzi nu avem răspunsuri. Iată, nici măcar astăzi nu se întâmplă să se facă dreptate și asta mi se pare strigător la cer, pentru că nu este un păcat. Știi că mulți au comentat inclusiv asta, dar ce căutau domnule acolo? Dar ăștia erau nebuni, că se duceau la concerte, nu știu de care, satanice. Deci trebuie să fii tu nebun, delegat, să gândești așa ceva despre niște asta oameni care au tot idiot, dreptul să se simtă bine, să se distreze. Să... Uite, de exemplu, când am plecat în Sri Lanka, pentru că eu am făcut doar clasa 1 și a 2 în București, datorită meseriei tatălui meu de diplomat, am plecat în misiune diplomatică cu părinții mei în Sri Lanka. Și nu mi-am mai văzut colegii, pentru că n-am mai făcut școala decât acolo în Sri Lanka, școala americană, dar eram complet de singură acolo, eram singură și tristă pentru că mă rupsesem de România, mă rupsesem de bunicii mei, mă rupsesem de prietenii mei, iată, de colegii mei. Și am ajuns la școală acolo, limba era o barieră, pentru că nu știam limba engleză, tot mai începusem în clasa a doua, puțin, așa, o fărâmă de limbă, dar era un handicap pentru mine și eram efectiv izolată într-o clasă cu copii din toate țările, nimeni nu vorbea cu mine, nimeni nu se juca cu mine, mai era și acea latură. Unii dintre ei comentau că sunt dintr-o țară comunistă, da, clar, eram dintr-o țară comunistă și nu vorbeau cu mine din cauza asta. E, și când au venit curierii diplomatici, oamenii aceia cu servietele, știi, cu servieta plină de documente și dosare strict secrete, printre ele mai aduceau și câteva scrisori de la familiile diplomaților aflați în misiune. Și cam la jumătate de an de singurătate, da, de izolare, într-o țară paradis se numește Sri Lanka, da? E un paradis, într-adevăr, e o insulă superbă. Am primit scrisori de la colegii mei, nu de la toți, dar printre acele, cred că 4-5 scrisori, una era de la Cookie. Deci, nu vrei să știi cât de frumos cu scrisul acela caligrafic al lui. Țin minte că stăteam în bancă și desena atât de frumos, iată, că a devenit arhitect. Țin minte că îi plăcea muzica încă de atunci și țin minte că mi-a spus în scrisoare că își dorește să călătorească și să ajungă și el în țările alea unde am ajuns eu. Și pe urmă, citind despre el, pentru că din păcate n-am ținut legătura cu el, citind acum despre el, am aflat că într-adevăr era foarte pasionat și că se ducea numai în țări exotice. Probabil, cumva, și ațățat de curiozitatea asta prin acea scrisoare pe care mi-a trimis-o când avea doar 7-8 ani, spunându-mi, vai, Dana, ce frumos că tu ești acolo, mi-aș dori și eu să ajung să vizitez acele țări. Îți dai seama că pe atunci, fiind România o țară comunistă blocată, asta era așa, un vis aproape imposibil de realizat. Aproape imposibil. Doamnelor și domnilor, mulți îngeri au plecat în acea noapte. Cookie este unul dintre ei, Adina este un înger care a supraviețuit, iar povestea pe care v-a spus-o cu talentul ei binecunoscut, Dana Săvuică, este o poveste de viață din care ar trebui să ne dăm seama că uneori ne dăm singuri foc îngerilor, lucru care este de fapt cel mai grav pentru noi, da, ca societate. Corect. Un om de genul acesta putea să mai ofere foarte mult celor din jur. Dana, a fost o poveste foarte frumoasă, pentru care îți mulțumesc. Astăzi și mâine trebuie să vă gândiți la acești oameni, pentru că măcar jertfa lor trebuia să aducă mai multe schimbări în România, ceea ce iată nu s-a întâmplat. Dana, sper să ne revedem și cu alte ocazii. Și, sigur, mulțumesc. Ca semn de prietenie veche, am un cadou mulțumesc pentru mult tine. De tot, mulțumesc. Dana Săvuică, după pauză, doamnelor și domnilor, răscolim garderoba Corneliei Katanga într-o secvență absolut unică. Avem multe, avem și copii azi, avem și mâncare, avem de toate. Prin urmare, ne gândim la toți cei de la colectiv, schimbăm registrul după scurtă pauză de publicitate.